a venit la locurile sfinte și aici și-a găsit peștera aceasta, unde s-au adunat întâi 7 frați. Și aceștia erau ascultători pentru Sfântul Cuvios. Dar obștea mea, Dumnezeu i-a ajutat, rămăseseră fără pâine de Paște, le-a trimis Dumnezeu. Oameni, voi să te retragi în pusticiu. Și iată așa a ajuns ucenic la părintele Longhe, care le-a trimis să slujească la acea biserică. S-a dus până la urmă și creștinii simțeau rugăciunea, au început să-i mulțumească. Și el, nevoind să se bucure de laude, ce laude,